Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura middle Easter. dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă nimic să vă abonați, să dați un like, să lăsați un comentariu, să vizionați videoclipurile și așa mai departe. Bun. Eu acum când filmez este joi, 10 octombrie și. Parfumul zilei mele de astăzi, My Scent of the Day, vine de la Casa Zimaya. V-am făcut în acest videoclip unboxing-ul și primele impresii, și se numește Alcaser, care, da, vine în această sticluță spectaculoasă. V-am mai spus eu atunci când, de fapt, în videoclipul în care v-am făcut unboxing-ul și primele impresii, faptul că. Cei de pe site-ul Parfumas, de acolo de unde l-am comandat eu pe al meu, îl listează ca fiind un parfum masculin. Însă, dacă sunt... Doamne! Dacă sunteți doamne și domnișoare, doamne sau domnișoare, și vă regăsiți, rezonați cu alegerile mele, nu știu, aveți aceleași parfumuri preferate sau iubiți latura aceasta pur middle eastern, dacă mă pot exprima așa, cu siguranță Alcacer este un safe blind buy. Dacă sunteți doamne sau domnișoare ce nu iubiți sub nicio formă parfumurile unisex și nu știu, nu sunteți nici în zona aceasta, condimentată pentru că are ceva șofran, se simte și o piele pe undeva pe aici, totodată este și dulce, este misterios, este, nu știu, o noapte din deșert într-o sticlă, dacă ar fi să rezum pe scurt acest parfum, nu știu, are din toate, din toate. Se schimbă, nu este un parfum liniar, se schimbă de la un moment la altul, acum la resimți ceva mai târziu te izbește un val de prospețime dacă doriți. Este când proaspăt, când dulce, când industrial. Este nebunie curată. Da? Nebunie curată. Pentru mine categoric 10 din 10. Lăsați-mi și mie vă rog frumos în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și da, întind mâinile pentru că lăsasem actorii serialului de astăzi undeva pe un dulap lângă mine. Astăzi facem un clip de tip versus. Cu toate că eu de-a lungul timpului v-am tot zis care este părerea mea, care, cu ce rezonez, cu ce nu rezonez în legătură cu aceste două parfumuri, ați insistat totuși, Rojin, vrem clip de tip versus. Ei bine, vreți clip de tip versus? Poftiți! <laughs> clip de tip versus între... Și da, curge și nu înțeleg de ce. O să vă spun imediat care e treaba cu el. La tafa ecler și caramel cascades de la periscorner Corner. Și sticla care curgea este această sticlă de la tafa ecler. Care, nu știu, dacă se poate vedea pe cameră, treaba de aici, da? Vopseaua de aici este umflată pur și simplu se cojește. Atomizorul la am mai șters eu, dar se vede, nu știu, arată așa ca și cum ar fi oxidat, dacă are sens. În fine, în fine. Um, din start, dacă vine vorba de ambalaj, um, un punct, 1-0 pentru caramel caschit, da? Uh, nu știu ce a fost în capuri celor de la, la TAFA, când au scos sticla asta? Nu știu. Sincer, nu știu. Este urâtă cu crengi. Bun. Uh, disclaimer. Înainte și înainte de toate. Dacă iubiți ecler de la um, tafa, Era să spun eclair de la Caramel Cascade. Dacă iubiți ecler de la Latafa. Dacă este parfumul dumneavoastră <coughs> semnătură. Dacă l-adorați. Dacă, nu știu, tratați acest videoclip ca pe un pamflet. În afara faptului că, nu știu, vă voi spune, vă voi face recenzia fiecăruia și vă voi spune unde se aseamănă și unde se diferențiază, mi-am notat aici și performanțele fiecărui parfum și așa mai departe. Știți că până la urmă treaba cu parfumurile, exact cum am spus, cred că de la începutul canalului de YouTube, este total, total subiectivă ce îmi place mie nu-i place lui X, ce îi place lui Y nu-mi place mie. Ce resimt e un ecler, X resimte mai mult, Y resimte mai puțin, da? Și așa mai departe. Știți vorba aceea de gustibus. Eu acum vin și vă spun pur și simplu experiența mea personală în legătură cu aceste două parfumuri. Întâi și întâi de toate. <coughs> ecler l de la sfârșitul lunii august, jumătatea lunii august, nu mai știu pe undeva pe acolo, fix când am venit din concediu. Am pus mâna pe ecler pentru că mămica mea s-a gândit să-mi facă o surpriză și a comandat un ecler și pentru mine și pentru ea. Și într-un final ambele au ajuns la mine da? și nu știu. Ok, în fine. Deci l-am din luna august. Nu este deschis acum nu este este așezat da din august până acum totuși suntem luna octombrie notele o să vi le inserez pe undeva pe aici și le voi aplica două pulverizări la fiecare direct pe piele bun da încă se simte deschiderea inițială atunci când am primit coletul în august uh, nu a fost una tocmai fericită cel puțin pentru mine la modul că am resimțit un iz și de alcool, dar când spun alcool nu mergeți către latura buzii, ci cum să spun eu, izul acela de la anumite parfumuri, da? la prima pulverizare vine un iz de alcool pe lângă alte note, acorduri și așa mai departe. Combinat cu ceva ce m-a dus cu gândul către un pumn de medicamente pisate, da? avea un iz de uh, medicamente combinate cu ceva alcool. La acel moment, până să se așeze, până să se macereze, până ce vreți voi. În momentul de față, la prima pulverizare, um, eu încă, da? deci din august și până acum, eu încă resimt un fin de tot iz alcoolic este încă acolo acel izalcolic dar pe lângă acest izalcolic pur și simplu de la prima pulverizare este ceva ce zugrăvește în fața ochilor dacă doriți un pahar mare cu lapte ceva boabe tonca ceva zahăr brun în acel pahar cu lapte dar totodată este ca și cum ai lua un pum de migdale și le-ai pisa și ai adăuga pudra aceea de migdale în paharul cu lapte, da? Are și un fin de tot iznati pe undeva pe acolo. Tonca de aici nu este rolul principal pentru mine și pentru nasul meu. Într-adevăr, îi conferă izul acela, cum să spun eu, Temperează dacă doriți, gurmandul care se vrea a fi eclair. Eclair este un parfum gurmand și pentru mine și pentru gusturile mele, însă dacă doriți este acel gurmand băubil, cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri, la modul că, exact cum v-am spus, mă ține pe loc paharul acela cu lapte, nu mi zugrăvește nimic altceva, dar totodată are și un subton rece dacă are sens. E... Nu știu dacă este un subton rece sau senzația aceasta de a iz fluid, dacă are sens, știu, de fapt nu are sens iz fluid, este ceva băubil, exact cum v-am spus, nu este ceva închegat, nu este un parfum robust, nu este, de altfel, și la capitolul performanțe, am tot zis, hai că poate pielea mea e de vină, hai să-l testez pe mami. Oricum, pe mami toate parfumurile mele durează mult mai mult. Acest ecler pe pielea mea durează 4 ore și da, am citit ca să nu vă spun cu totul altceva, iar pe pielea mamei mele 5 ore, nu este mare diferență. Pe haine e drept, durează o idee mai mult, dar nu vă gândiți, nu știu, la 10 ore, 12 ore și așa mai departe. Um, proiecția acestui parfum pe mine, și știți că eu sunt oversprayer, este undeva la două ore. Mami nu este oversprayer și este undeva la o oră jumătate. La capitolul performanțe pentru mine e clar, este dezamăgire totală. nu înțeleg hype-ul, sincer. Chiar nu înțeleg hype-ul. Știți că eu sunt mega gurmandă. Eu ador parfumurile gurmande, dar totodată Trebuie să țineți cont și de faptul că eu ador parfumurile puternice, închegate, dacă doriți, robuste, prezente. Pe când declar de la, la Tafa, este ceva total, total diafan pentru mine. Nu, nu știu. Nu pot să spun că e un parfum rău. Nu. Îmi place, însă nu mă dă pe spate, dacă doriți. Da? Ca parfum de sine stătător... Nu mă văd să întind mâna după el, sincer, ci e genul de aromă pe care eu prefer să o folosesc atunci când fac layering. Um, și când fac layering, de obicei folosesc un parfum mai uh, greu, mai puternic, dacă doriți, ca bază sau în partea de sus a corpului, iar cu uh, ecler vin pe deasupra, topăr, cum se spune, sau în altă zona a corpului. Dar ca parfum de sine stătător. Într-adevăr, este un dupe, da? Dup, nu inspirat. Este un dupe pentru biancolate de la Giardinii di Toscana, însă din nou. Iubesc vanilia, sunt iubitoare de parfumuri gurmante, dar, nu știu, încă o dată vă spun. <laughs> Îmi place, dar nu e ceva să-mi zdruncine lumea, nu e ceva, nu știu, eu una sinceră să fiu și o să-mi iau foarte mult hate pentru treaba aceasta, sunt conștientă și asta e până la urma urmei exact cum v-am mai spus în alte videoclipuri, ce ar fi să ne placă tuturor fix aceleași parfumuri. Nu ar avea absolut nimic sens în opinia mea, am mirosit toți la fel, toți am avea aceleași gusturi și așa mai departe. Dar pentru mine e clar, nu știu, dacă ar fi să-i dau o notă, 8 din 10. 8 din 10 la modul să dau de la mine, cum se spune. Da? 8 din 10. În momentul în care se vor termina cele două sticle pe care eu le am și spun se vor termina, oricum, cred că se vor termina din decantări, pentru că, nu știu, nu prea îi văd eu sensul în viața mea, nu prea sunt eu în zona acestui parfum. Dar dacă vă doriți un dup pentru biancolate, da, Eclair este alegerea. Din nou, dacă sunteți în zona parfumurilor diafane, da, Eclair este o este de fapt alegerea perfectă pentru dumneavoastră. Îmi cer scuze o secundă. Aveam din nou senzația aceea de tuse și ca să evit, am dat cu apă. Da, dacă sunteți în zonele acestea de preferințe, opțiuni, da, categoric pentru dumneavoastră va fi 10 din 10. Bun, în colțul din dreapta îl avem pe Caramel Cascade de la Periscorner. V-am făcut în acest videoclip unboxing și primele impresii. Nu mai știu dacă am făcut și recenzia sa și variante de layering. Vă las pe undeva pe aici dacă am făcut și acel videoclip. Vă las și notele inserate pe ecran și... Nu mai... Nu că asta e super tare. Gata. Bun. Uh, da, într-adevăr, mai am foarte puțin din el, dar eu acum când filmez este joi, exact cum v-am spus. Și astăzi pe site-ul celor de la Dubai Collection știu că acest uh, minunat pentru mine revine în stoc cu siguranță mai vine o sticlă în viața mea și în afară de treaba aceasta aveți multe multe noutăți. Și nu uitați de roș 25 pentru 10% discount. Bun. Așa da. Revenind la Caramel Cascade. Ați văzut uh, încă de la uh, unboxingul acestui parfum? De atunci v-am spus că deschiderea nici în cazul lui Caramel Cascade nu a fost una fericită la prima pulverizare. La deschiderea acestui parfum, atunci când l-am pulverizat pentru prima dată, când l-am desigilat, îmi aduc aminte foarte, foarte clar că era o combinație de ceva ce mă ducea cu gândul către plastilina juniorului, combinat cu ceva ce mă ducea cu gândul către părul unei păpuși din copilăria mea, da? Izul acela, cauciucat plasticos, dacă doriți. Da? Din start, da, acest caramel cascade, la momentul acela, pur și simplu așa mirosea. A fost o lansare foarte așteptată de întreaga lume, fără nici cea mai mică exagerare. Iar în momentul în care fiecare și-a primit parfumul, lumea s-a împărțit în două. Ori hate de la bun început, ori love de la bun început. Însă, dacă... Sunteți și cu urechile către ceea ce spun eu aici și spun asta pentru că eu de fiecare dată vă spun, după prima pulverizare, pulverizare, aveți puțină răbdare cu parfumul. Da? Pentru că, bine, și nu în momentul de față, că de la uh, unboxing și până acum a trecut destul de mult timp. Uh, izul acela a dispărut. Da? Izul acela a dispărut și a făcut loc, dacă doriți, unei deschideri. Haideți să începem cu deschiderea, exact cum am început la Ecler. Cum să spun, este mai degrabă în momentul de față, adică după macerare, deschiderea lui Caramel Cascade este ceva ce mă duce cu gândul, dacă doriți, către un desert. De data aceasta nu mai avem, adică eu una nu mai percep acel pahar cu lapte din ecler, ci mai degrabă un fel de budincă, da, ceva închegat, este gurmandul acela robust, dacă doriți. Um, mai degrabă un fel de budincă și știu că nu există așa ceva, dar asta are o Gândiți-vă la o budincă de tonca, da, foarte, foarte multă tonca cu extra topping de caramel, în care, în această budincă de tonca, ați pus și două, trei linguri de lapte, da? Nici de cum paharul acela întreg de aici. Din start este și o altfel de deschidere, însă și evoluția parfumului și dry-down-ul final este cu totul și cu totul altul. Dacă vă doriți dup pentru Biancolate, eclair este alegerea perfectă. Dacă vă doriți un parfum inspirat da, din Biancolate, atunci alegeți Caramel Cascade. Caramel Cascade are într-adevăr același ADN. Haideți să le. Să le las eu jos pentru că, um, cum să spun, regăsesc un uh, 80%, dacă doriți, din uh, scheletul lui Biancolate, din scheletul lui Eclair, însă în Caramel Cascade este mult mai mult tonca. Este mult mai mult în caramel. Caramel Cascade este mult mai mult caramel, dar... Um, și în plus de toate, ori datorită acestei note de tonca pe care eu una o resimt mult mai proeminent în caramel cascade față de ecler, aromele de sine stătătoare, da? fără să luăm în calcul biancolate, ecler mi se pare genul de parfum, exact cum v-am spus, aerisit cu subton rece. Are ceva acolo, nu știu, nu pot spune neapărat că este iz metalic, deoarece nu este izul acela metalic pe care îl cunosc eu, dacă doriți, da? Nu este iz metalic, are ceva rece, răcoritor în el. Și dacă spun răcoritor, nu înseamnă citric. Pe când caramel cascade este mult mai dens, este pur și simplu, dacă doriți, precum o nu, o păturică, un plover de cașmir, ceva ce vă învăluie, ceva ce vă oferă căldură, ceva ce emană căldură până la urma urmei. Uh. O secundă. Bun. Dacă ecler este acel uh, gurmand băubil, potabil, ceva lejer, um, caramel cascade este ceva compact, este ceva dens, este ceva robust, dar, totodată, față de ecler, um, cum să spun, ecler pur și simplu mi se pare genul acela de aromă gurmandă și atât. Adică nu e ceva să mă ducă și cu gândul către izul acela de parfum până la urma urmei. Este pur și simplu miros de desert, dacă doriți. Pe când caramel cascade, față de uh, izul acesta gurman, față de treaba aceasta, are și ceva ce mă ține în zona unui parfum. Iar eu tin să cred, după nasul meu și după mica mea experiență, că jocul, dacă doriți, sau diferența cea mai mare dintre aceste două parfumuri, o constituie nota de tonca. Eu iubesc vanilia, dar iubesc și tonca totodată și în ecler doza de tonca este mult mai mică, iar în caramel cascade mi se pare tonca la puterea N. Ori datorită acestui fapt că avem mai multă tonca aici, ori datorită faptului că această tonca este combinată la rândul său cu caramel pentru că da, se resimte în continuare și este pe măsură ce evoluează către dry-down-ul final, caramelul din caramel cascade um, prinde și, dacă doriți, un fel de crustă, dacă are sens, formată din zahăr brun. E ceva acolo. Nu este caramel și atât, este caramel și zahăr brun pentru mine. Pe când zahărul brun de aici, din Eclair, și el se resimte, însă este... are un aspect mai aerat, dacă doriți. Nu știu, exact cum v-am spus, pe ansamblu, Eclair uh, îl consider, în opinia mea, într-adevăr, dup pentru biancolate, însă, ca parfum de sine stătător, este foarte aerat pentru mine și pentru gusturile mele. Asta nu înseamnă că dacă mie, nu știu, nu-l prefer pe ecler, că nu pot spune că nu-mi place 100%, nu e ceva care să-l iau acum și să-l arunc, da? Nu este preferatul meu, pur și simplu. Îmi place, dar parcă aș fi vrut mult mai mult sau, nu știu, în urma hype-ului mă așteptam la cu totul altceva aș fi vrut altceva. Nu știu nici eu ce aș fi vrut, dar aș fi vrut altceva. Aș fi vrut ceva mai mult, ceva mai bogat, ceva mai opulent, dacă doriți. Iar treaba aceasta am găsit-o în Caramel Cascade. Din nou, nu v-am spus, bine că mi-am aruncat ochii. Okay. Pe piele, Caramel Cascade, pe pielea mea, ține până la 8 ore. Iar siajul, siajul, proiecția acestui parfum, în cazul meu, în cantitatea aplicată de mine este de 3 ore. Este ceva, nu știu, nu am treabă cu el. Nu, nu e ca și cum... Am făcut proba într-o zi, mi-am aplicat ecler și am luat și sticla cu mine în geantă. Pentru că oricum eu cam îmi dau seama, nu că mă dau eu mare expert acum, dar de obicei la câte parfumuri am testat, îmi dau seama cât de dens e parfumul din prima, de la prima testare. Și l-am luat după mine. L-am avut în geantă. În ziua aceea am fost plecată undeva la 5 ore de acasă. În cele 5 ore l-am reaplicat de 3 ori. Da? Ca să resimt eu bula de parfum cu care sunt eu obișnuită atunci când ies afară. Chestie care cu caramel cascade, nu știu, nu simt nevoia să-l pulverizez. L-am pulverizat când am plecat de acasă, și pe piele și pe haine. Știu că este acolo chiar și dacă aș sta mai mult de 4-5 ore plecată. Încă o dată îmi cer mii de scuze, dar din nou îmi vine să tușesc. Bun. Hai că am, am reușit în videoclipul ăsta să nu, nu tușesc. Deci, pe ansamblu, nu știu, mai era o chestie, dacă mi s-ar părea ok să le dețin pe ambele. Pur și simplu, sincer, nu. Sincer, nu. Pentru că către dry ul final încep să fie extrem de apropiate. Și când spun extrem de apropiate, este undeva, și din nou să vă dau un procent ca să um, înțelegeți ce înseamnă la mine, extrem de apropiat. Undeva la 95% în dry-down-ul final sunt asemănătoare acestea două, cu diferența că acesta este mai aerat, acesta este mai dens. Iar în dry final, la fel, în caramel cascade, primești, primești, resimți mult mai multă tonca um, uh, caramel și zahărul acela brun, da? Dry final din caramel cascade, cel puțin pe mine și pe pielea mea, pur și simplu asta înseamnă. Nu știu, uh, din nou, nu înțeleg hype-ul. Na, <laughs> da, poate sunt eu mai... Uh, Poate sunt eu mai nepricepută, poate nu sunt gusturile mele destul de rafinate, dar pur și simplu nu știu. Nu eu sunt în altă zonă de parfumuri. Mie îmi plac parfumurile mai dense, uh, ușor mai complexe. Nu știu, cu toate acestea, nu pot spune nici faptul că ecler este un parfum de copiliță, dacă doriți. Nu, nu este un parfum de, de copiliță, sub nicio formă, din nou, în opinia mea. Nu, chiar nu este. Dar, nu știu, pentru mine Caramel Cascade este alesul. Și, din nou, vă spun, dacă ați comandat atunci când era pe val Caramel Cascade, sticla full size, și nu v-a plăcut și ați uitat de ea undeva într-un colț al dulapului, puneți-mă pe mine pe pauză și mergeți și pulverizați din nou acest parfum se schimbă și nu numai el, da? Chiar și Ecler, exact cum v-am spus, Ecler la prima pulverizare avea un iz medicamentos combinat cu ceva alcool și nu în latura buzii, nu în sensul de băutură. Chiar și el s-a schimbat de la, de la prima pulverizare și până în momentul de față. Bun, un videoclip mai scurt pentru astăzi. Sper să nu dați prea tare cu pietre mine în secțiunea comentarii, pentru că știu că Eclair are foarte multe iubitoare. Dacă doriți, însă na, vorba aceea. De gustibus, fiecare cu ce îi place. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final, dacă le aveți sau dacă ați testat aceste două parfumuri. Lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii. Link pentru Caramel Cascade o să vă las de pe Dubai Collection, v-am spus, astăzi, joi. Și o să fac tot posibilul ca dumneavoastră să vedeți acest clip tot astăzi. Uh, revine în stoc Caramel Cascade plus multe, multe alte noutăți. Iar link pentru Eclair momentan nu am de unde să vă las pentru că e out of stock peste tot. Dar ca idee, uh, ambele sticle cele dețin eu au fost la momentul acela 130-140 de lei bucata pe brasti, dacă nu mă înșel, preț care este, în opinia mea, prețul corect, dacă doriți. Adică, nu știu, am văzut pe alte site-uri parfumul acesta cu 200 și 300 și și așa mai departe. Clar, ăsta nu miroase a parfum de 200 de lei. Ca să nu mai spun 300 și, da, nici măcar 200 de lei nu face dacă doriți mirosul lui Ecler. Nu, clar, pentru mine nu. Și din nou vă spun, vă reamintesc faptul că îmi place, dar nu-l iubesc. Și cu toate acestea, 200 de lei pentru Ecler, mi se pare deja, cum se spune la mine în Colentina, japcă pe față. Bun, vă mulțumesc din suflet, Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat!